Doamnelor și domnilor, Breaking News la Antena 3. Avem un răspuns din partea procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție cu privire la dezvăluirile făcute de jurnalistul Dan Andronic în această dimineață, care ulterior au fost confirmate de omul de afaceri Sebastian Ghiță, fugit în Serbia. Și vedeți răspunsul doamnei Cheve și pe ecran, care spune: faptul că am primit bani de la Sebastian Ghiță este o minciună incalificabilă și, prin urmare, în mod categoric, voi urma căile legale. Asta înseamnă cel mai probabil că Laura Cutuța Cheveși se pregătește să îl dea în judecată pe Dan Andronic. Vom vedea dacă și pe Sebastian Ghiță. În această comunicare însă nu face dovada sursei celor 7.000 de euro cu care și-a achiziționat o mașină în perioada în care era la Bruxelles, după ce i s-a terminat mandatul la conducerea parchetului general. Vedem exact ce a declarat Dan Andronic și care a fost dezvăluirea acestuia în această dimineață într-un editorial publicat de Evenimentul Zilei. Florian Coldea chiar avea un interes direct să o aducă înapoi. Colaborarea între Florian Coldea și Laura Codruța Chioveși a început înaintea mandatului de la DNA, de pe vremea când era procuror general, pentru că e vorba de un dosar foarte important, de fapt sunt două, dar unul foarte important de care Florian Coldea se interesa îndeaproape era dosarul Revoluției. Sunt convins că în mod constant, asta numai președintele Traian Băsescu poate să confirme sau nu, în mod constant îi se aducea aminte de Laura Codruța Chioveși. Exista un interes să o aducă înapoi în aparat pentru că, încă o dată, făcea parte dintr-un mecanism care a funcționat. Și s-a dovedit că celebrul binom s-a constituit, a funcționat perfect sistem bielă-manivelă în momentul în care Laura Codruța Chioveși a devenit șefa de... Da, alături de noi astăzi în studio domnul Mugur Ciuvică, grupul de investigații politice, mulțumesc pentru prezență, și jurnalistul Andy Topală, sursa zilei, mulțumesc pentru prezență. De asemenea, am anunțat colegii în direct prin telefon, cu noi este și domnul Andronic, care își dorește să îi răspundă doamnei Cheveși. Bună ziua, domnule Andronic. Bună ziua, înțeleg că doamna Cheveși a spus că mințim? Da. Da, este un răspuns dat în exclusivitate jurnaliștilor Antena 3. Am înțeles, deci acum mi se pare ușor răspuns de la locul lui din două puncte de vedere. Unu, că nu aduce nicio dovadă împotriva ceea ce am scris. Doi, nu poate să mă acuze și pe mine de minciună pentru că eu am relatat ceea ce a spus Sebastian Ghiță. Deci nu aveam cum să mint. Sebastian Ghiță a confirmat. Eventual, doamna Chioveși și poate fi mincinoasă sau Sebastian Ghiță, pentru că e o poveste care are doar două capete. Și a cumpărat mașina din niște bani pe care, studiind toate declarațiile de avere, nu i-am putut descoperi. Bănuiesc că n-a avut alți bani pentru că ar fi trebuit să-i declare. Nu am găsit nici bijuterii, tablouri sau terenuri pe care să le fi putut vinde doamna Chioveși. Și dacă n-a trăit doar cu apă și aer, e destul de complicat de explicat cum și-a cumpărat o mașină de 15.000 de euro. Nu e o sumă exorbitantă, dar trebuie raportată la venituri și la ceea ce făcea doamna Chioveși în acel moment. Deci aștept și eu cu interes să văd dacă îi apare vreo mătușă Tamara. Da, e interesant, nu știu, poate doamna Chioveși iese și spune că a vândut un pământ. Rămâneți cu noi, domnule Andronic. Deci nu apare niciun teren. M-am uitat, că părinții, m-am gândit și eu la toate lucrurile astea. Părinții, doar dacă, bunica. Doar dacă nu s-a ocupat de intermedierea de pământ. Bunica, o mătușă, un unchi. Orice sumă pe care o primești, trebuie să o treci în declarația de avere. Nu apare.